Salut și bine am găsit la un nou episod din Stranded Deep. Hai să continuăm. Astăzi vom continua cu explorarea noastră. Vreau să găsesc neapărat carburetorul ăla și să reușim să facem motorul. Plus că, din câte am înțeles, e un easter egg. E un fel de minge cu o față desenată pe ea, pe care poți să o găsești pe unele insule. Nu știu exact care e faza. E o referință la ceva, dar vom vedea. Cred că o să merg așa cu viteza a treia. Că după asta ați văzut și voi, încerci să dai prea repede și pe aia cazi. Și ne uităm și după balonașe sau ceva turnulețe între timp. Să nu cumva să ratăm niște recuri. Așa, avem un vapor aici. Nu știu dacă se face noapte sau zi, cred că se facă noapte. Asta mai merge? Da, merge. E nelimitată, să din câte am înțeles. E un bug. Normal ar trebui să fie limitat, da? Locker, avem un axe, avem un flashlight, engine, cabinet, avem un water bottle. Cineva îmi zicea în comentarii că el a găsit absolut... a găsit o grămadă de iteme, a găsit carburetor, vreo 3, și nu găsește fuel tank sau ceva de genul ăsta. Itemele sunt random. Zic eu că n-am, că carburetor e foarte rar, dar poate unii dintre voi ați găsit prea multe. Eu nu găsesc niciunul. Asta e faza cu jocul ăsta. Itemele sunt random. De fapt, tot jocul e random. Și în principal de asta îmi place. Pentru că îți oferă un replay value destul de mare. Hard case, flashlight. Ok. Vedem unde e nordul, nordul e în direcția aia. Se face noapte, dar noi oricum avem lanterna aia care se reîncarcă de la soare. Și o vom folosi când mergem prin apă. Așa că nu o să fie o problemă prea mare. Mă gândesc, poate facem un pat pe următoarea insulă să facem zi. Putem face și asta dacă e nevoie. Avem niște balonași acolo. Și mai sunt unele mai încolo, am impresia. Oh, shit. Să ai grijă, până și cu viteza treabă că... poți să cazi destul de ușor. Vezi cât de încet mergi când vâzlești așa, în comparație cu bug-ul ăsta? Și nu-mi imaginez cum am putut să merg atâta timp cu viteza asta mică. Ok, avem un vapor destul de mare. Cabinet, avem beans. De ce mi s-a stins asta? Așa. Locker, avem un machete, flare. Jerrycan, n-am nevoie de jerrycan deloc. Băgăm și oxigen. Bă, dar chiar... Nu găsesc ce am nevoie, carburetor deloc. Și avem și un rechin care ne cam dă târcoale pe aici. Bagă niște oxigen rapid. Nu prea îți dai seama când îți scade viața. Adică, ți se cam negrește așa ecranul, dar dacă nu ești atent, poți să mori, rapid. E un toolbox. Unde e? Mi-a apărut așa pe aici, undeva. Hai să plecăm, că e și rechinul ăsta prin zonă. De ce tușește? Domnul rechin, stai acolo. Uite mă ce viteză are. Problema și noi avem viteză și o să scăpăm de el imediat. Mergem la celelalte balonașe. Știu că în episodul trecut am ratat un vapor, mi-ați spus o grămadă în comentarii. Se mai întâmplă azi să mai ratez și eu lucruri.
Asta e... e doar un toolbox. Și avem doar un torch înăuntru. Deja avem rechinul ăla. Asta chiar vrea să mă mănânce, nu glumă. Ok, vedem în ce direcție mergeam. Mergeam în direcția aia. Faza e că avem o insulă exact acolo. Mai sunt niște balonași acolo cumva, sau mi se pare mie? Adică cum să am atâta noroc să găsesc o grămadă? Da, uite, iarăși balonașe. Asta cu tușitul s-ar putea să fie din cauza tubului de oxigen. Țin minte că mi-a zis cineva în comentarii că dacă folosești tubul de oxigen și nu mai ai nimic acolo, adică nu-ți mai arată că mai ai oxigen în el, el funcționează, dar o să înceapă să tușească caracterul. Lantern, îl iau, da, n-am nevoie, sincer, că asta nu se termină. Flippers, avem deja. Știu că am mai găsit flippers. Aiurea, găsesc tot ce n-am nevoie. Și carburetor, nici măcar unul. Găsesc 3-4 iteme la fel și carburetor deloc. Ok, mergem în nord. Asta era direcția? Și parcă... Da. Hai să ținem cursul tot înainte. Cineva zicea că dacă te depărtezi prea tare de baza ta sau de insula originală la care ai fost, îți dispare și nu mai poți să ajungi la ea. Asta ci că era într-un update anterior. Sper să nu fie cazul, sincer. Că ar fi foarte aiurea să nu pot să mă mai întorc la itemele pe care le aveam. Sunt două zone cu balonașe aici. Ok. Vitamins. Știu la ce aș avea nevoie de vitamine. Holy shit, am găsit carburetor. Deci tocmai am găsit carburetor. Ce arunc? Nu știu ce să arunc. Că am nevoie cam de toate. Mai o gură de oxigen. Nu știu ce să arunc, nu știu. Am nevoie de toate. Arunc tubul de oxigen. Că oricum nu mai avem nevoie de el. Ok, și acum, că avem carburetorul, nici nu mai am nevoie să mai fac altceva. Ne întoarcem spre sud. Direcția complet opusă și avem ceva de mers. Să încerc să merg așa, cu viteză. Oh. Vezi când sunt valuri, începe să pălângă într-o parte și în alta și te dă jos. Doar asta e toată faza. Doar în cauza valurilor. Și nu prea vezi valurile astea așa pe aici, dar chiar sunt. Bun, acum în principiu avem toate itemele. Când ajungem în bază, o să putem să ne facem barca cu motor. Trebuie să ne facem un foundation, o punem pe apă și facem barca aia din lemn. Și pe asta putem să punem motor pe ea. Și chiar e destul de fain. Totuși cred că bug-ul ăsta pe care îl folosesc eu acum merge mult mai repede decât dacă aș fi folosit motorul. Dar merită încercat, pentru că e un item din joc pe care e destul de greu de craftat. Ați văzut și voi cam cât de mult mi-a luat să găsesc carburetorul și cam toate itemele. Dar le-am găsit într-un final și acum încercăm să ne întoarcem de unde am venit. Dacă mai reușim, sper totuși. Cred că am trecut pe lângă vreo 5-6 insule. Au mai mult, 7-8 cred. Și să trebuiască să vâslim aici la greu. Dacă n-ar mai sări de pe ea, ar fi așa bine. Oricum, am avut un noroc imens acum să găsesc carburetor. V-am zis, singura mea frică acum e să nu mai reușesc să mă întorc de unde am venit. Pentru că ne-am îndepărtat foarte mult și
Din câte mi-a zis cineva, e posibil să fie despawnat insula. Sper să fie rezolvat bug-ul într-un update recent. Pentru că tipul ăla zicea că e un update mai vechi. Vom vedea. Noi o să ținem cursul drept spre sud. Și sperăm doar să ajungem în locația noastră. Oricum, fără bug-ul ăsta, imaginați-vă cam cât de mult mi-ar fi luat să găsesc itemele. Fără să reușesc să merg așa de rapid. Cred că am luat un episod doar să ajung pe insulă. Și dacă am fost în vreo... Cred că am fost în vreo 8 insule doar în 2 episoade. Cred că am luat 8 episoade să fac, să găsesc itemele. Așa, mult mai rapid. Ah, și noaptea deja trece, se face zi. Nici n-a ținut foarte mult. Nu știu cum se mai mult. Și o să avem și zi acum. Perfect. Țin minte și geamandura asta, am trecut până lângă ea. Soarele în spatele nostru. Deja începe să coloreze, vezi? Cum, imediat cum vine soarele, totul începe să prindă viață. Diferența între noapte și zi e destul de mare. La grafică mă refer. Uitați-vă cât de superb e acum. Și noaptea abia vezi, dacă vezi ceva. Așa, tot înainte pe aici. Eu totuși nu cred că o să avem probleme. Pur și simplu trebuie să ne uităm la insule pe lângă care trecem și să vedem... Dacă o vedem pe noastră. Eu am construit pe aia mea, avem și un foc acolo făcut, avem și un mini shack acolo în care putem să dormim sau ceva. Băgăm o viteză un pic mai mare. Și un rechin, l-ați văzut? Am trecut până lângă el acum. Da. Mi-a apărut și muzica aia la, într-un final. Fără busola asta ne învârteam în cercuri. La un moment dat ziceam că ajung pe o altă insulă și de fapt mă întorceam pe cea de pe care am plecat. Nu știu cum se întâmpla chestia asta. Dar oricum, dacă vă jucați și voi Strand the Deep, recomand să găsiți o busolă și să o folosiți cu încredere. Ok, în niciun caz nu cred că asta e insula noastră. Dar o să trec așa pe lângă ea. Să mă uit. Just in case, dar nu e. Nu mă mai opresc la asta, cred oricum pe multe din ele le-am verificat, dar n-are niciun rost să mă mai opresc că am deja itemele. Decât dacă avem oh shit. Chiar trebuie să mă opresc, nu mai avem mâncare. Bine că m-am uitat, că e posibil să mori în jocul ăsta de la foame, fără să zică nimic. Nici nu simți că ți-e foame sau ceva. Hai. Ok, ăla s-a spart. Oh! Shit! E bine. Sistemul ăsta de cățărare nu funcționează întotdeauna cum m-aș aștepta eu să funcționeze și din cauza asta am căzut acum. Ok, să arunc. Am prea multe. Le iau înapoi, nu vă faceți griji. Doar că o să mănânc astea. Măcar să ne facem toată asta full. Da, la băutură avem aproape full, la mâncare mai avem nevoie puțin. Să facem pe asta drinkable. Luăm așa, o bem. Iar acum, spargem. Posibil să mai avem nevoie de încă una în afară de asta, să ne facem full totul. Da, încă una. Pe care o găsim exact aici. La băutură
La botul e maxim, așa că nici nu mai o fac direct, sparg în două. Și ne luăm asta înapoi. Ziceam în episodul trecut că aș vrea un ghiozdan și voi mi-ați atras atenția că deja zice backpack aici. Într-adevăr, zice backpack, dar nu știu, eventual pot să-mi fac o extindere de ghiozdan sau ceva. Să avem mai multe spații. Nu ar fi o idee bună. Să poți să-ți faci un pouch sau ceva. Nu știu, să-ți pui la, nu știu, la pantaloni, un buzunar, un plus, ceva, orice. Se carburatorul. Ok, și direcția e aia. Cred că e insula aia din față de acolo. Nu-mi dau seama încă dacă... adică... pare a fi bărbat tipul ăsta, după mâini, dar are voce de fată. Și ați observat și voi chestia asta? A început să dea cu ploaie, nu... Și e și ceață. Ei, nu e problema asta cu ceața, că avem busola. Bă, dar ce ceață s-a făcut! Doamne! Nici nu vezi la un metru în față. Astea sunt momentele în care mă deruta complet. Și din cauza asta mă învârteam în cercuri. Dar, na. Și vezi, și valurile s-au făcut mai mari. Zici că suntem în Silent Hill sau ceva de genul ăsta, cu toată ceața asta. Imaginați-vă puțin să fiți în mijlocul oceanului, cu dita mai ceața și să n-aveți decât o vâslă la dispozit și un life raft de-asta gonflabil. Da, e destul de înfricoșător. Oricât de bine te-ai fi pregătit tu să supraviețuiești, e destul de înfricoșător. Ok, tot înainte pe aici. Să dăm de o insulă în curând și să mă uit dacă e insula noastră sau dacă o fi alta. Cred că mai avem câteva, vreo 3-4 măcar, până când ajungem acasă. Aiurea cu ploaia asta. Și mă enervează. Sunetul nu e o calitate foarte bună, sunetul de la ploaia asta din joc. Ce puțin în comparație cu The Forest, de exemplu. În The Forest, când dă cu ploaie, e, sună fain, te relaxează și asta, dar acum, nu știu, e cam aiurea sunetul ăsta. Tot înainte. Continuare nu se vede nimic în față. Dar sper să apară o insulă cât de curând. Și era una, cel puțin când mă uitam eu în depărtare, era una destul de aproape. Nu știu de ce n-am ajuns la ea încă. Poate am trecut exact lângă ea. Cu ceața asta nici nu-ți dai seama. Sper să scăpăm de ceață în curând. Nu se vede nimic, în nicio parte. Încep să fie valuri mai mari. Nu
Hai să mă uit dacă mergem măcar în direcția bună. Măi, pare că mergem în direcția bună, dar nu mi-apare nicio insulă în față. În sfârșit văd ceva, o geamandură. Ok, trebuie să fie și o insulă prin zonă, înseamnă că... De obicei, astea sunt la apropiere. Da, cât ghinion pe mine să mă prindă furtuna asta și cu o ceață de nu vezi la un metru în față. Exact acum. Da, o să ne ținem pe drumul nostru, pe cursul ăsta spre sud. Și sper să ajungem undeva. Da, na, asta e survivalul. Trebuie să te adaptezi în funcție de orice, până și în funcție de condițiile meteo. Iar în jocul ăsta, după cum vedeți, chiar te afectează condițiile meteo. E totuși destul de ciudat că n-am dat peste nimic momentan și vâslim de ceva vreme. Mă îngrijorează puțin, deși am văzut ceva balonașe pe aici, deci nu cred că s-au despunat toate insulele. Jocul ăsta încearcă să joace cu mințile noastre. După vreo jumătate de oră de vâzlit, în sfârșit am ieșit din furtuna aia și se văd insulele din nou. Hai să vedem unde ajungem acum. E și un rechin pe aici prin zonă, să avem grijă. Hai să bucăm viteză până la insula din față și vedem acolo ce e. Și dacă cumva nu găsesc, dacă cumva aia nu e insula noastră, probabil să o caut eu off-camera. Sper să o găsesc. Dar în principiu dacă merg și țin drumul înapoi, că am mers tot înainte spre nord, acum ar trebui dacă merg tot înainte spre sud, să găsesc la un moment dat insula din care am venit. Dar nu știu exact cum funcționează jocul ăsta. Așa că vom vedea. Măcar dacă mi-aș da seama dacă e una din insulele apropiate sau... Și nu mai știu că n-am făcut marcaje de niciun fel. Asta în niciun caz nu e insula noastră. Insula noastră avea un vapor de la mai micuț, parcă. A? Cred că da, ia stai așa să tragem ăsta aici. Se face noapte în curând. O să trag barca noastră aici. Să nu cumva să o ia apa. Hai să mă uit eu mai atent. Cred că de acum începem să ajungem pe insulele astea pe care am mai fost. Dacă nu mă înșel, dacă mergem, da, o să mergem tot înainte pe aici și sper eu să găsim insula din care am venit. Acum avem toate itemele pentru a face vaporul nostru cu motor. Și da, probabil îl voi căuta eu off camera. Oricum. Cam atât pentru episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!